În acest an, pomul de Crăciun a fost instalat chiar în centrul orașului Basarabeasca, în fața edificiului Consiliului Raional. Are o înălțime de circa 8 metri. Bradul a fost împodobit chiar de dimineață, mai întâi cu ghirlande, apoi cu jucării. De asemenea, au fost decorați și arborii din apropiere. Spre fericirea tuturor, seara s-au aprins și luminile, pe cel mai înalt brad al orașului. Cum ți se pare bradul? Foarte frumos. Frumos. Ce-ți place cel mai mult? Ghirlandele care sunt până jos și steluțele din vârf. Mi-au plăcut ghirlandele. Mi-a plăcut foarte mult bradul. E foarte frumos. Nici n-am așteptat să avem un asemenea brad. Știți, parcă se ridică și dispoziția. Ne amintim de copilărie și de sărbători. Am visat la aceasta pentru că am fost și în alte orașe, spre exemplu în Comrat, și se pregătesc dinainte. Cred că și la noi va fi deja o tradiție. Pomul de Crăciun a fost instalat în centrul orașului, în temeiul dispoziției conducerii raionului. Administrația raionului a decis să ofere oamenilor o sărbătoare și o dispoziție bună. În zilele noastre, când în țară este greu, iar oamenii sunt triști, am hotărât să le facem oamenilor o sărbătoare. Anul nou este sărbătorit de toți, de adulți și copii. Iar în noaptea de Revelion avem speranțe și gânduri bune. De aceea noi ne străduim ca în raionul și orașul nostru oamenii să aibă o dispoziție de sărbătoare și să creadă că anul nou va fi cu mult mai bun decât acesta. Amintim că în anii precedenți, bradul era instalat lângă Casa de Cultură din oraș.